Salut, sunt Beni și în episodul de astăzi o să vă explic despre tancurile grele. Ca o definiție, tancurile grele sunt vehicule cu cel mai mare HP pentru tarul lor, asemenea un blindaj competent, un tun cu penetrație bună, de asemenea un alpha damage, adică damage-ul pe lovitură sănătos. Al doilea pentru tarul lor, după TD-uri. Ca și puncte slabe, în primul rând, tot ce ține de acuratețe și aim time nu sunt prea strălucite, din contră sunt destul de slabe, cum te observ aici. Marea majoritate au dispersii de peste 0,41 la 100 de metri. De asemenea, datorită faptului că au mult blindaj, sunt mai grele, de aici vine și numele lor, și sunt destul de stângace, manevrabilitatea lor lasă de dorit. De asemenea, dat fiind că au un alpha damage mare, DPM-ul va fi puțin mai mic, scuze, rate of fire-ul va fi puțin mai mic și în consecință DPM-ul. Tancurile grele nu excelează, nu sunt cunoscute pentru acest capitol în marilor majoritate. Cum să aveți succes și rezultate maxime pe tancurile grele? E bine, ca și pe orice alt tip de vehicul din joc, secretul se află în poziționare. Adică tu trebuie să găsești locuri în care, în primul rând, punctele tale slabe să-și facă simțită cât mai puțin prezența. După care să te duci acolo și să încerci să-ți faci treaba. Deci să luăm logic. Tancurile grele, dacă suferi la capitolul acuratețe, înseamnă că o să trebuiască să se angajeze în confruntări la distanțe mici. Deci mereu gândiți-vă pe hartă unde o să fiți cel mai aproape de inamici, o alegeți în primul rând orașele și vă duceți acolo. Tancurile grele sunt principala forță de atac a echipei și mai ales dacă ești top tier, ai obligația, chiar dacă nu vrei și nu ai chef, să te duci, de trebuie și să-ți conci echipa. Un tank greu top tier are o contribuție foarte mare în a câștiga sau a nu câștiga lupta. Pentru a vă fi mai ușor, o să vă dau câteva sugestii despre ce skill-uri și echipamente ați putea monta și alege pentru a... În primul rând, pe un tank greu trebuie să puneți obligatoriu reparații. Pentru că aflându-vă în mijlocul acțiunii o să primiți multe lovituri și prin urmare cresc șansele ca să vă pierdeți fie un modul intern care este mai important, fie șinela sau tunul ca modul extern. De asemenea, vizorul. Și nu vreți să stați 13 secunde sau 10 secunde plus ca să vi se repare, vreți să stați cât mai puțin și să vă întoarceți în luptă cât mai repede și să întoarceți, dacă se poate, și lovitura înapoi, înainte ca să puteți să retrage inamic, să se retragă. Deci trebuie să aveți reparații pe toți. La 100% puteți să dați drop la comandant și să puneți Sixth Sense, care este obligatoriu și un must have pe orice tank. După care, al doilea skill, puteți să puneți skill-uri pentru acuratețe ca Snapshot, Smooth Ride sau skill-uri pentru mobilitate. Ca și echipamente, în primul rând, un rammer trebuie să aveți, obligatoriu, apoi stabilizator vertical și unde nu puteți să montați stabilizator vertical, puneți și mecanism de poziționare a tunului pentru că și el vă ajută cu aim time-ul. Dacă puteți să le montați pe amândouă, faceți-o pentru că pe unele tancuri grele aim time-ul este chiar o suferință și faceți orice ca să vă micșorați această durere. În al treilea rând, ventilație, ca să vă dea un plus de 5% la skill-uri și la echipamente. Sau puteți să puneți căuțe de optics pentru ca să nu fiți chiar atât de orbi. Pentru că un lucru care am putea să-l menționez, tancurile grele în mare lor majoritate nu au un G range foarte bun, mai ales până tier 8 plus. Acum să țineți minte pentru că deși aveți un blindaj competent și inspirați respect, să nu vă bazați niciodată pe blindajul vostru prea mult pentru că există muniție premium. De asemenea, jucători care știu să vă aleagă exploiturile. Așa că trebuie să fiți mereu atenți la cum vă poziționați blindajul,
De asemenea, artileria este un dușman foarte mare, mereu să aveți arctic cover. De asemenea, evitați să ieșiți în câmp deschis cât de mult puteți, pentru că dacă o să vă prindă un ușor sau un mediu, o să vă masacreze. Acum, există niște moduri prin care vă puteți maximiza eficiența blindajului. Sunt niște tehnici pe care un jucător decent le cunoaște și poate i-ați văzut pe alții făcându-le în luptă, doar că nu știți exact cum funcționează, cum trebuie să le faceți și cu cât vă ajută mai exact. Vorbesc despre side scrape, hold down. Sunt niște tehnici pe care nu neapărat un tank greu le folosește, puteți să le folosiți pe aproape orice tank. Și o să le explic cât de bine pot eu în video următor, pe care sper să-l pun foarte curând. Și în final, dacă îți surzi de ideea de a conduce un mastodon de 10 sute de tone de oțel care schilodește orice tank iese în cale și inspiră teamă din amici, atunci tankurile grele ar putea fi pentru tine. Doar așteaptă să se facă ținta mică și dă-i. Până data viitoare, îți mulțumesc că ai privit. Salut!